Dragomir urmează să intre în aproximativ o oră în această comisie. Bună ziua, domnule Dragomir! Bună ziua! Bună Înțeleg ziua, că lista o veți prezenta la comisie. Aș vrea să vă întreb dacă este o listă lungă și câte nume se află pe ea. Da, este o listă, nu știu cât de lungă sau de scurtă. Important este că astăzi eu voi prezenta nu doar nume, ci și situații, fapte și evenimente. Și mai ales o discuție puțin mai largă asupra ceea ce înseamnă trusturi de media susținute, fondate și care primesc fonduri și sprijin în mod ilegal și neconstituțional. Aveți probe cu care vă veți susține aceste afirmații în fața comisiei? Adică mergeți documentat? Doamna Roman, eu voi merge cât se poate documentat. Probe nu am, că dacă aș fi avut probe, aș fi fost procuror. Glumesc. Voi merge și voi prezenta ca și până acum cât se poate documentat lucruri. Ulterior, încat și comisia, împreună cu conducerea serviciului, să le verifice și să tragă o concluzie. Adică veți prezenta și situații, inclusiv, nu știu, întâlniri la care ați asistat între angajații ai SRI și jurnaliști? Sau jurnaliști care intrau în SRI des? Eu voi prezenta tot ceea ce știu și dați-mi voie să merg prima de la Parlament și ulterior, după ieșire, voi da o serie de declarații, voi face și o postare prin care voi prezenta o scurtă dare de seamă, pentru că... Veți face publică lista la final? Asta depinde de președintele comisiei și de ceea ce se stabilește în cadrul comisiei. Domniile lor stabilesc regulile. Dar, cum spuneați mai devreme, audierile sunt secrete. După cum ați văzut în Statele Unite, inclusiv audierile pentru directorul CIA sunt publice și toată lumea poate să vadă. La noi, știți cum e, cu protocoale, cu secret. Voi face o declarație cuprinzătoare la ieșire. Dar de ce credeți că la noi sunt secrete? Nu știu, cred că se invocă informațiile clasificate. Sunt carențe, cred, care vin din trecutul nostru, încă din vremea fostei securități. Asta este explicația. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dragomir, și succes astăzi la comisie.